Și vă lansez invitația, după ce semnați protocolul, să fiți alături de noi și la partea de socializare, unde, vă convins, noi o să întâlnim, dau și de cer scuze acum 30 de minute, pentru că avem o conferință de presă și vom fi alături de dumneavoastră, domnul ministru, vom veni și la partea de socializare. Anexă la protocolul de colaborare este și actul efectiv care a fost aprobat în plenul Consiliului Județean în 27 iunie 2019, de aceea îmi doresc cel mai mult această întâlnire să nu rămână doar la stadiul de a semna acest document, să trecem mai mult în întâlniri unde să ridicăm probleme concrete, ce putem face pentru județul Timiș împreună, ținând cont că urmează perioada toamna-iarna acestui an, în care pregătim bugetul pentru 2020, unde putem discuta proiecte de investiții, infrastructură rutieră, putem discuta concret lucruri care pot să ducă la dezvoltarea județului Timiș. Toată discuția de astăzi mi-am notat mai multe de mine, am să-mi fac multe vizitări, dacă aveți pe legislația transportabilă, a spus că am zis propunere să practiceți, dumneavoastră a spus că aveți propunerile legate de concediu medical și să pot transmite lucrurile acestea către colegii mei, pe partea de inovare și de implicare mai mare a universităților, care își trebuie să un dialog pe care trebuie să avem obligatoriu împreună. Consolidarea economiei județului, importanța dezvoltării mediului de afaceri în Timiș, am decis, prin contactarea în prealabil a partenerilor noștri din mediul de afaceri, să creăm astăzi, la nivelul județului Timiș, Consiliu Consultativ Economic. Aș vrea să mulțumesc domnului ministru Oprea, ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, pentru prezența dumnealui la acest moment important la nivelul județului Timiș, cât și colegului meu, domnul semnator Eugen Dogaru, care a fost alături de noi și care a fost un susținător a demersului de a constitui acest Consiliu Consultativ Economic. Consiliu Consultativ care a pornit de la nivelul Consiliului Județean ca și idee, ca și proiect, ținând cont că la nivelul Consiliului Județean, la ultima modificare a organigramei, am și constituit un birou pentru relația cu mediul de afaceri. Astăzi am avut alături de noi invitați, de fapt au răspuns invitației noastre, reprezentanți ai Clubului Economic German, Centrul de Afaceri Româno-Francez, Camera de Comerț Italiană din România, Uniunea Națională a Patronatelor cu Capital Privat, Confederația Patronală Concordia, Patronatul Național Român, Uniunea Generală a Industriașilor, reprezentanții instituțiilor publice din județul Timiș, Camera de Comerț și Industrie Timișoara, Asociația Femeilor Antreprenori și, bineînțeles, companiile care au răspuns invitației noastre. Invitația a fost lansată spre companiile cu un număr mare de angajați pentru a veni în sprijinul lor în ceea ce înseamnă și forța de muncă și problemele pe care le au în județul Timiș, și anume Continental, Nokia, Elba, Modatim, TRV Automotive, Zopas, sunt câteva din cei care au participat la această întâlnire. Foarte scurt, aș vrea să punctez obiectivele acestui protocol, acestui care l-am semnat astăzi cu toți cei pe care am enumerat, protocol care, vă spuneam, stă la baza constituirii Consiliului Consultativ Economic, consiliu care nu are formă juridică, care nu are personalitate juridică, care nu are scop patrimonial, este constituit doar ca un rol consultativ pe lângă Consiliul Județean Timiș. Ca și obiective, armonizarea acțiunilor în relația cu mediul de afaceri, creșterea eficienței dialogului dintre administrație și antreprenori, creșterea nivelului de atractivitate a județului pentru potențiali investitori, atât din țară cât și din străinătate, colaborarea în domeniile relațiilor și proiectelor transfrontaliere și colaborarea în domeniul organizării de misiuni economice. Trebuie să vă spun, Consiliul Județean și-a asumat în cadrul acestui parteneriat să includă Consiliul Consultativ în programul propriu al întâlnirilor cu investitorii, delegații de afaceri, vizite diplomatice, să asigure consultanță de specialitate în domeniile de interes reciproc,
dar în același timp să asigure și o interfață în relația dintre unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Timiș și mediul de afaceri din județul Timiș. Cred că concluzia acestei întâlniri este una pozitivă. Am avut dialog constructiv cu cei prezenți și așa cum am transmis și la momentul semnării acestui protocol privind constituirea Consiliului, sper să nu rămânem doar la stadiul de semnare a acestui protocol și să avem întâlniri periodice cu mediul de afaceri, pentru că s-au ridicat probleme constructive pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea economică a județului Timiș. Este un lucru extraordinar cel pe care l-ați realizat astăzi, acesta de constituirea Consiliului Consultativ Economic, pentru că avem nevoie de dialog cu mediul de afaceri și de un dialog solid, un dialog consolidat. Am spus astăzi că lucrul acesta nu trebuie să rămână o formă fără fond, el trebuie să continue pe proiecte specifice, pe care trebuie să ducă eventual la propuneri pentru modificări legislative și dialogul, discuția de astăzi cu reprezentanții patronatelor mediului de afaceri și a organizațiilor patronale reprezentative îmi dă încredere că lucrurile acestea chiar se întâmplă. Deja am notat câteva teme care răspund nevoilor reale ale mediului de afaceri de aici, din județul Timiș. Am discutat despre forța de muncă, pentru că este o temă care întotdeauna revine în discuții oriunde am fi în România, dar cu precădere aici în Timiș chiar este o problemă, pentru că știți și dumneavoastră că există o temă de competitivitate atunci când vrem să atragem în continuare investiții străine, de stabilizarea forței de muncă, de a avea acea forță de muncă de care avem nevoie, care să răspundă cererii făcute de către industria dumneavoastră de aici, din Timiș, și am prezentat partenerilor noștri de dialog măsurile active pe care le ia Guvernul României în acest sens, pe cel puțin trei paliere. Dar nu numai, am vorbit foarte mult despre inovare, despre implicarea mediului universitar, despre ceea ce se întâmplă în zona de IT și, desigur, despre celelalte teme pe care mediul de afaceri le-a ridicat astăzi. Răspunsuri la întrebări, a fost un dialog pe care eu l-am apreciat foarte mult și cred că voi primi de la colegii de astăzi propunerile pe care deja le-au înaintat, astfel încât în grupul de lucru care este constituit în Coaliția pentru Dezvoltarea României la nivelul Guvernului României pe cele câteva domenii importante, forță de muncă, antreprenoriat, fiscalitate, să putem veni și cu aceste propuneri din zona Timiș, astfel încât modificările legislative să fie în conformitate cu aceste nevoi ale mediului de afaceri. În primul rând, dialogul este cel mai important lucru din acest punct de vedere, pentru că dacă discutăm despre o măsură care afectează mediul de afaceri, trebuie să o cunoască și trebuie să o știe din timp și să putem dialoga. Suntem într-un proces de consultare, spre exemplu, în această perioadă, despre felul în care va arăta Startup Nation în 2019. Lucrul acesta îl vom face un pic mai târziu și aici, În Timiș. Deja am avut la București prima întâlnire cu Consiliul Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Întotdeauna învățăm, nu numai de la cei care reprezintă formele asociative, dar și mergând direct la cei care au beneficiat, sunt beneficiari a acestui program și a programelor pe care Ministerul Mediului de Afaceri le pune la dispoziția antreprenorilor. Și astăzi vom vizita câteva companii de aici, din Timișoara, care au beneficiat de diverse programe pe care le gestionează Ministerul Mediului de Afaceri, cum ar fi Startup Nation, cum ar fi microindustrializarea sau creșterea capacității serviciilor de piață. Deci dialogul face ca acest lucru să devină predictibil, pentru că măsurile pe care le luăm sunt în conformitate cu nevoile acestea reale despre care vorbeam. Sunt cel puțin trei paliere unde se lucrează asta. Stabilizarea forței de muncă este prima dintre ele. Am discutat, am explicat și companiilor multinaționale că întotdeauna acest lucru vine într-un efort al guvernului, dar bineînțeles este și efortul companiilor, pentru că nu poți vorbi doar despre salariu, trebuie să vorbești întotdeauna despre un pachet.
despre acea cultură de organizație și fiecare dintre aceste companii, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii din România. Învață, știu și trebuie să o aibă către angajații lor, astfel încât să poți să rămâi, să vii cu drag, să-ți facă plăcere să fii în acel loc, să te reprezinte. Al doilea lucru este vorba despre învățământ, despre educație. Învățământul dual este unul dintre măsurile care răspunde nevoii directe de calificare a forței de muncă cu ceea ce compania are ca și necesitate. Știți că la nivelul guvernului există o agenție pentru învățământul dual și încercăm ca tot ce înseamnă curiculă să fie adaptat și acest dialog, această consultare pe care am avut-o și astăzi cu mediul economic ne ajută mai mult să reușim să facem acest program din ce în ce mai bun. Rezultatele se văd în ultimul an și cred că împreună cu mediul de afaceri vom reuși într-adevăr prin învățământ dual să avem acea forță de muncă calificată și am vorbit astăzi despre un lucru care cred eu iarăși că este important. Venit din partea mediului de afaceri, această nevoie de schimbări, de schimbare a mentalității referitoare la meseria sau la profesiunea care de foarte multe ori părinții, familia, bunicii, știți, spun astăzi, copilul meu nu mai trebuie să facă ca mine o meserie în care să te murdărești pe mâini de vaselină sau de... Să faci carieră tehnică într-o companie este o realitate în România, există povești de succes în această zonă de oameni care se pot dezvolta și care pot câștiga și care se simt împliniți cu ceea ce fac. I-am rugat să fim într-un efort comun și noi, la nivel guvernamental și ei în companii, vorbind mai mult în România despre povestea de succes, despre acești oameni care, într-adevăr, pot deveni modele, pot deveni sursă de inspirație și pot să facă acea schimbare în mental, astfel încât să fim pregătiți și pentru aceste meserii, haideți să le spun, dacă vreți, tradiționale. Cred că lucrurile acestea au viitor în România, au venit și vor veni în continuare companii solide cu tehnologie de ultimă oră, cu valoare adăugată mare. Despre cei pe care avem astăzi în portofoliu în Invest România, îmi veți da voie, sper, ca să avem confidențialitatea la care suntem obligați și să nu vă spun numele lor, dar vă spun cu certitudine că avem mulți astfel de investitori cu care dialogăm și în care cărora încercăm să le găsim cea mai bună locație în România. Competiție e mare, întotdeauna. Deci astfel de lucruri le-am discutat astăzi și cred că împreună cu Consiliul Județean Timiș, cu domnul președinte Dobra, cu cei care au fost astăzi prezenți, vom reuși să vorbim mai mult despre povestea de succes din Timiș. Sunt discuții legate de ceea ce se întâmplă cu haideți să spunem forța de muncă transfrontalieră pentru ușurare în această zonă și este specifică zonei. Da? Pentru ușurința de a putea aduce lucrători din Serbia, spre exemplu. Mi-au comunicat că au astfel de propuneri, i-am rugat să mi le transmită pentru a le putea discuta cu colegii mei. Este o propunere care vine de aici, din această zonă, pentru că este o anumită specificitate. Am vorbit în același timp despre felul în care pot astăzi să aducă și lucrători din afara granițelor Uniunii Europene. Știți că s-a fost mărit contingentul, știți că a fost schimbată procedura și este mult simplificată astăzi și am explicat că lucrul acesta se va întâmpla dimensiunea contingentului în funcție de nevoile mediului de afaceri. Sigur că deciziile în companiile multinaționale aparțin până la urmă acestor companii. Ceea ce ne dorim noi este ca să fim în acest dialog cu investitorii din România, suntem parteneri cu ei prin direcția Invest România în fiecare zi, nu doar atunci când se întâmplă evenimente, îi sprijinim în dialogul de a, odată atunci când aleg România, felul cu toate informațiile necesare pentru a fi prezenți aici și apoi pe parcursul existenței lor într-o anumită locație.
Eu cred că aceste concedieri nu vor fi din România, pentru că avantajul competitiv al României încă este solid. Sigur că privesc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă în industria auto-europeană și în general în zona de creștere economică. Nu uit niciodată că 23% din exporturile României se întâmplă pe relația Germania. Este o balanță echilibrată tocmai pentru că economiile noastre sunt complementare, pentru că producem foarte mult piese și subansamble pentru echipamente care apoi sunt exportate de cele mai multe ori de către Germania. Mă uit la ceea ce se întâmplă în relația cu Statele Unite, pentru că de acolo poate veni o potențială amenințare pe 232, ceea ce înseamnă taxe pentru industria auto. Germania exportă astăzi în jur de 30 de miliarde pe piața americană. Și atunci orice lucru care afectează industria autogermană, desigur că poate afecta într-o anumită măsură, mai mică sau mai mare, și industria de piese pentru această... Suntem interconectați. Este o lume globală, globalizată, o economie globalizată și prin dialog cu partea germană încercăm să găsim cele mai bune măsuri pentru ei și pentru noi, pentru protejarea locurilor de muncă de aici, din România. La a doua întrebare vă spun că suntem în confidențialitate, că este o competiție foarte mare. Sunt mai multe locații, nu neapărat din Europa, care sunt vizate astăzi și dați-mi voie să nu spun mai mult decât atât. Faptul că o anumită primărie a speculat o anumită chestiune nu cred că este felul în care, într-adevăr, putem să atragem investitori în România. Dar ceea ce vă pot spune este că portofoliul Invest România este un portofoliu bogat astăzi și că, într-adevăr, furnizăm toate informațiile necesare, inclusiv prezentare de locații, pentru mai mulți investitori. Referitor la concediile medicale, este o temă pe care am auzit-o astăzi în Timiș, ceea ce cred, mă face să cred că există o anumită specificitate a zonei și am rugat ca să-mi transmită informații mai multe pentru a putea să vorbesc cu colegii mei, Ministrul Sănătății, Ministrul Muncii, astfel încât, dacă acest lucru este într-adevăr un fenomen, să putem identifica. Dar cred că lucrurile astăzi este bine că sunt cunoscute. Identificarea problemei, dacă vreți, este primul aspect ca să putem să găsim și o rezolvare a ei și aștept să-mi transmită datele pe care le-au ridicat astăzi partenerii noștri de dialog. Nu există bord de conducere, nu am constituit un bord de conducere, există o componență inițială a Consiliului Consultativ, care astăzi au semnat protocolul de colaborare, iar colegii mei o să vă pună la dispoziție cine sunt semnatarii acestui protocol, dar bineînțeles că avem toată deschiderea de a veni alături de noi și alți doritori care vor să se implice în ceea ce înseamnă Consiliul Consultativ Economic. Rolul important a acestui Consiliu Consultativ Economic este promovarea unui dialog permanent. Este important să avem un dialog permanent cu mediul de afaceri, astfel încât să identificăm soluții și să generăm efecte pozitive dezvoltării județului Timiș. Tocmai în acest sens am și creonat programul domnului ministru astăzi, să avem dialog cu cei care sunt beneficiarii programului Startup Nation, beneficiarul programelor lansate de Guvernul României și mai mult decât atât, la Camera de Comerț, după amiază, să avem întâlnire și cu potențiali beneficiari a programelor derulate de Guvernul României.